facultățile profesionale, facultate, categoriile din sistemul de învățământ universitar, dar de asemenea protestăm și pentru indiferența guvernanților la problemele din învățământ. Iată că traversăm una dintre cele mai triste perioade din sistemul de învățământ preuniversitar. Deviza acțiunii noastre este: România educată scoate salariații din învățământ în stradă. Educația nu mai poate aștepta, trebuie să ne îngrijim de prezent, trebuie să avem grijă și de viitor. Din păcate, salariile au rămas înghețate de mult, au rămas blocate în timp, iar prețurile s-au dublat de la un an la altul, cresc de la unul la cealaltă. Inflația de anul trecut cu două cifre de peste 16%, corelată cu explozia prețurilor la alimentele de bază, la utilități și așa mai departe, au condus, din păcate, la creșterea gradului de sărăcire a colegilor noștri. Și în același timp ne aflăm în imposibilitatea de a asigura și ne asigura un trai decent și trebuie să transmitem guvernanților că și noi suntem oameni și noi trebuie să trăim și noi avem familii și noi avem copii și pentru asta trebuie să luptăm și să transmitem problemele și opiniile noastre. Astăzi, la Dolj, continuăm seria protestelor de la nivel național. Astăzi, aici, în piața Mihai Viteazu, ne-am strâns peste 400 de salariați din sistemul de învățământ preuniversitar, membrii ai sindicatului Spirul Haret Dolj, în încercarea de a ne face văzuți, în încercarea de a ne face auziți, în încercarea de a organiza cel mai amplu protest din ultimii 10-15 ani. Salarizarea de astăzi nu reflectă altceva decât anii 2017-2018 și nu mai putem trăi în așa fel cu aceste salarii. Atunci, în 2018, un pachet de unt, de exemplu, era 7 lei, acum este de 3 ori mai scump. Prețul cărnii, doar de anul trecut, s-a dublat. De asemenea, ratele la bănci, la începutul anului trecut, roborul era de 3%. La sfârșitul anului trecut, se de 8%, iar o rată de 1000 de lei a ajuns la aproape 2000 de lei. Ori așa nu se mai poate. Așa zisele majorări salariale, în 3 tranșe, 2 în 2022 și una în 2023, nu a reprezentat altceva decât o datorie a guvernului față de salariații din învățământ, bani pe care trebuia să-i primim încă de la 1 septembrie 2020, când nu am primit practic nimic. Avem o situație dezastroasă în rândul personalului calificat. Tinerii din ziua de astăzi nu-și mai îndreaptă pașii către sistemul de învățământ ca urmare a salariilor mici și foarte mici, nemotivante, se îndreaptă către alte profesii mult mai bine plătite și fără atâtea probleme. Din statistica națională reieși cifre îngrijorătoare, peste 3%, ceea ce înseamnă 7-8.000 de cadre didactice sunt necalificate și gândiți-vă ce înseamnă să ne ducem la un medic, chirurg sau la un stomatolog necalificat. De asemenea, peste 3% avem profesori cu vârste cuprinse între 65 și 70 de ani și 1% peste 70 de ani. Și ce este mai îngrijorător este faptul că în următorii 10 ani 50% dintre colegii noștri se vor pensiona. Și atunci întrebarea firească este: ce vom pune în loc dacă ne pasă de viitor? Răspunsul cred că îl vedem și astăzi. Dacă vorbim despre salarizarea personalului de predare, este o salarizare umilitoare și cerem imperativ să se găsească soluții și să fim poziționați pe treaptă superioară în grilă de salarizare în concordanță cu importanța socială a muncii prestate. Avem mari probleme și în categoria personalului cu funcții de conducere. Director, director adjunct, secretar șef, contabil șef, al căror salariu nu a mai fost crescut din 2018 și avem de asemenea probleme cu funcții de conducere director care au salarii mai mici decât funcție de execuție și am cerut urgent clarificarea acestei situații și majorarea salarială. Și nu în ultimul rând, cel mai oropsit, să zic așa, cea mai oropsită categorie de personal, personal nedidactic, care nici în 2023 nu a atins grila din 2022 și trebuie să trăiască de la o lună la alta cu un salariu de mizerie de 1800 și maxim 2200 de lei. Ori în aceste condiții, ce performanțe? Motivarea resursei umane reprezintă condiția esențială pentru a obține performanțele pe care și noi ne le dorim. Să muncim în condiții mai bune, să avem o motivare mai bună. Ni se cer performanțe. Păi în asemenea condiții nu poți obține cât ai vrea tu de multe aceste performanțe. Noi vom continua aceste proteste. Vă rog să transmiteți mesajul nostru că nu ne vom opri aici, în toate școlile și la toate categoriile de personal, că vom protesta în continuare. Protestul nostru astăzi
va continua până la ora 13, dar aș vrea să transmit și un mesaj decidenților, guvernanților, care sună cam așa. V-am crescut, v-am educat, din păcate ne-ați uitat, noi muncim în continuare și ne dați numai teroare. Nu se mai poate merge așa în continuare, iar fără școală trebuie să știm că nu avem nici părinți buni, nici fii buni, dar mai ales nu avem o țară bine organizată, cârmuită și păstorită. În momentele următoare o să urc cu o delegație de 5 colegi, reprezentanți din Serviciul Secretariat, Contabilitate, din personal nedidactic și didactic. Mi-aș dori să vină lângă mine, dacă avem în mijlocul nostru un coleg, o colegă debutant, pentru a merge la instituția prefectului, a depune un memoriu și a purta o discuție cu reprezentantul Guvernului în teritoriul, domnul prefect Dan Iaconu.